Unii se căsătoresc din dragoste sau din interes, el s-a căsătorit din greșeală. Un celebru actor a povestit cum a ajuns în această situație, ne dă toate detaliile. Colega mea Mirela Baltă. Mirela, bună ziua! Bun găsit, Laura! George Ivașcu s-a căsătorit pentru a treia oară și de data aceasta tot cu soția sa, Alice Barb. Cei doi au trecut printr-un divorț și drept în 2007, iar pe atunci relațiile tensionate dintre ei ar fi fost cauza divorțului. Despărțirea celor doi atunci nu a durat însă decât o lună. Cei doi au ajuns înapoi la altar și și-au jurat din nou iubire veșnică și așa au rămas până în ziua de astăzi. Însă, la scurt timp au apărut veștile unei noi separări urmate de o altă căsătorie. Totul a pornit de la un status de pe o rețea de socializare pe care actorul și l-a schimbat în proaspăt căsătorit. Nu știu să umblu pe Facebook. La un moment dat, Alice mi-a zis că nu apare la statusul meu că sunt însurat. Am vrut să fac schimbarea, doar că a apărut că sunt proaspăt căsătorit, a declarat actorul. De atunci au început zvonurile celei de-a treia căsătorii, mesajele de felicitări, dar și explicațiile pe care tinerii insulezei au fost nevoiți să le dea amicilor lor. Actorul a precizat că nu a mai trecut prin niciun divorț și că relația cu soția sa este una foarte bună. Laura?